Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a lansat două avertizări, cod galben și avertizare cod portocaliu, valabile în următoarele ore. Pentru intervalul 24 iunie, ora 10-25 iunie, ora 3, a fost emisă o avertizare cod portocaliu de ploi și instabilitate atmosferică accentuată. În acest interval, în zonele montane, în Moldova, Dobrogea și local în Muntenia și Transilvania, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de peste 40 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-80 de litri pe metru pătrat. Vor fi și intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină, îndeosebi în regiunile estice și sud-estice. Pentru intervalul 24 iunie, ora 10-25 iunie, ora 10, a fost emisă o avertizare de tip cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În intervalul menționat, îndeosebi în estul, sud-estul, nordul și centrul țării, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 de litri pe metru pătrat. Totodată, pentru intervalul 25 iunie, ora 10, 25 iunie, ora 23, ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În intervalul menționat, vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 de litri pe metru pătrat. La sfârșitul săptămânii, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, în special în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane. Meteorologii au prelungit până joi la ora 10 codul galben de furtuni, ploi torențiale și grindină. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local în Muntenia și Moldova, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 60 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM. Totodată, până vineri la ora 23, este în vigoare o informare meteorologică de vreme instabilă pentru cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică în capitală, începând de miercuri până vineri, urmând să apară ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii, iar temperaturile vor fi în scădere. În special, din orele serii de miercuri vor fi perioade de timp în care instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse, ce vor avea mai ales caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni ce vizează sud-estul țării, dar și mare parte din centrul teritoriului. Astfel, în sudul și estul Transilvaniei, în zona Carpaților de Curbură, locală Muntenia, precum și în cea mai mare parte a Dobrogei, vor fi intervale cu vijelii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. Viteza vântului va ajunge până la 90 de km la oră, iar cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-70 de litri pe metru pătrat. Avertizarea este valabilă până în această seară la ora 22. Tot până la aceeași oră, cea mai mare parte a țării este sub cod galben de vânt și furtuni. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. De asemenea, nord-vestul Transilvaniei, în vestul și sud-vestul Olteniei și în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi intensificări susținute ale vântului cu rafale, în general între 55 și 75 de km la oră. Joi, riscul de furtuni va fi ridicat în mare parte din țară, cu excepția regiunilor sud-estice. Pe alocuri vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și grindină. Joi, 6 iulie, un ciclon de altitudine se va deplasa deasupra părții de sud-est a Europei, în timp ce la sol va fi prezentă o masă de aer cald și umed. În România vor fi intervale cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, furtuni și izolat vijelii și grindină. Câteva averse vor fi posibile încă de dimineață, dar furtunile se vor extinde mai ales după prânz și vor continua până seara târziu, iar în unele zone și în timpul nopții.
Pe alocuri, mai ales în regiunile vestice și în nordul Moldovei, dar pe spațiile strânse și în restul teritoriului, vor fi posibile vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare din mai multe averse, se vor înregistra cantități de precipitații de până la 20-40 de litri pe metrul pătrat, iar izolat, în special în zonele de munte și în apropierea acestora, până la 40-70 de litri pe metrul pătrat. În sud-estul țării, șansele de furtuni vor fi reduse, dar vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. În Muntenia, vestul Dobrogei și în sudul și centrul Moldovei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o avertizare de tip cod portocaliu de furtună care vizează 25 de județe din țară și una de tip cod galben pentru alte câteva județe. Astfel, codul portocaliu a intrat în vigoare joi de la ora 13 și expiră vineri la ora 1. Astfel, în Moldova și Maramureș, apoi și în Transilvania, Crișana, local în Banat și în nord-estul Munteniei, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări puternice cu rafale în general de 80-100 de km pe oră, vor fi vijelii, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Codul galben intră în vigoare joi seară de la ora 20 și expiră vineri la ora 1. În intervalul menționat, în Dobrogea, local în Muntenia și Banat, precum și în nordul Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torențial și, posibil, grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 35-40 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în întreaga țară, inclusiv în București, până sâmbătă dimineață. Conform prognozei, în intervalul 11 iunie ora 10, 13 iunie ora 10, pe arii relativ extinse, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în care vor predomina descărcările electrice, aversele torențiale, grindina și vijeliile. Cantitățile de apă vor depăși și 30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că până la jumătatea săptămânii viitoare, gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a lansat o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în următoarea perioadă. În intervalul 23 iulie, ora 10:30, 25 iulie, ora 10, în vestul, nordul și centrul țării și local în sud și est, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Îndeosebi, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-50 de litri pe metru pătrat. Pentru intervalul 24 iulie, ora 12-25 iulie, ora 10, ANM a lansat și o informare meteorologică de instabilitate atmosferică. În intervalul menționat, la deal și la munte, precum și în centrul teritoriului, apoi și în vest și sud-vest, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-35 de litri pe metru pătrat. Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, îndeosebi în jumătatea de vest a țării, la deal și la munte. Fenomene extreme se abat asupra României în acest început de weekend. Sudul țării va fi sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius, în vreme ce în Moldova și la munte se anunță furtuni și vijelii cu grindină și fulgere. În cursul zilei de vineri, în cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35-38 de grade, potrivit avertizării transmise de ANM. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperaturii
într-o umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și se va menține ridicat și în Banat și sudul Moldovei. De asemenea, în intervalul 31 iulie, ora 10 1 august, ora 4, a intrat în vigoare un al doilea cod galben, de data aceasta de vreme instabilă, ce vizează la început nordul, nord-estul și local zona de munte. Ulterior, în estul și sud-estul teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe suprafețe mici 40-60 de litri pe metru pătrat. ANM precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala și în centrul și sudul țării, dar pe spații mai restrânse. Joi dimineață, meteorologii au emis două coduri galbene de furtuni puternice. Prima alertă va intra în vigoare la ora 12 și va fi valabilă în 15 județe din țară. De joi seară, alte 6 județe vor fi sub avertizare de ploi abundente până vineri la prânz. Potrivit ANM, prima avertizare vizează județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vâlcea, Argeș, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. În aceste zone se vor semnala perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși 25-30 litri pe metru pătrat și izolat 40 litri pe metru pătrat. De joi, de la ora 21, intră în vigoare o nouă avertizare, cod galben de ploi abundente, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă în intervale scurte sau prin acumulare vor depăși 20-30 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 litri pe metru pătrat. Această avertizare, în vigoare până vineri la ora 12, este valabilă pentru județele Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța. De vineri, de la ora 12, va intra în vigoare o informare meteorologică valabilă în toată țara, de ploi însemnate și instabilitate atmosferică. Aceasta va fi valabilă până duminică la ora 22. Cu Focusat ai sute de filme de acțiune. Alege pachetul Cinema Focusat să te tot uiți.